Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Toriști anul viitor. Dacă n-ai făcut-o până acum, la anul e momentul. Cam asta, că ai bani. Nu neapărat. Ce nu neapărat? Ia zi, pe primul loc este? Pe primul loc nu vreau să spun, deocamdată vreau să spun că în topul ăsta de 25 de poziții da. Apare și Brașovul. Da, Brașovul și orașul și județul. Una dintre cele mai accesibile destinații din top 25. Din ce punct de vedere accesibil? Din toate punctele Pentru de vedere. Pentru bucureșteni nu e deloc accesibil. Adică n-ai atâtea zile de concediu să stai blocat la Comarnic în trafic să ajungi la Brașov. Eu dacă mă duc la Brașov, mă duc cu trenul. Cu trenul ai noroc, da, cu trenul poți să te duci. Dar cu mașina nu. Bine, problema e că după aia ești limitat la orașul Brașov. Nu poți da, să te în jurul gării. Duci prin județ. Asta este, și județul este și foarte frumos. Da. Pe de altă parte există aeroport la Brașov. Și cei care zboară la Brașov pot avea surpriza să aterizeze tot la București. Da. Serios. Am văzut că se închide la da. Cu program e fix. Cu program. La nu știu o oră după masa s-a închis. Până la 7, nu știu cât ați închide. Ca o turn de control închiriat la Arad da, sau da, aveau, da. Nu știu dacă au schimbat. Și dacă turnul ăla de control e cu program. Asta mi-aduce aminte de o vacanță a fratelui meu în Norvegia, care a avut un zbor intern și a ajuns pe un aeroport care era închis. Și l-au sunat pe ăla și a venit cu cheia. Și a venit cetățeanul, dacă azi, dacă am povestit. Da. Dar mi s-a părut fabulos. Altfel frumos la Brașov. Da, National Geographic recomandă să explorăm regiunea de-a lungul Via Transilvanica, un traseu de drumeții finalizat în 2022, care se întinde pe 1392 de kilometri. Eu când am văzut datele astea, am zis că e o greșeală 100%, că n-are cum să fie traseu de 1392 de kilometri, că înseamnă că de aici până la Atena. Drumeții, păi merge în serpentină. Oricum l-ai face, dărând, Doamne, iartă-mă, că e prea mult. Și m-am uitat și Via Transilvanica, pentru cei care nu sunteți familiarizați ca mine, adică... După cum nici eu nu sunt în sensul drumeții de 1400 de kilometri, mă scuzați. Drumețești până Leșin. Via Transilvanica începe de la mănăstirea Putna din non-Transilvanica Suceavă. Da, e pe acolo. O ia pe diagonală, străbate România da. În diagonală, până la Drobeta Turnul Severin. E, practic, o să cunoști Transilvania din toate unghiurile, știi? Și de la distanță și din apropiere și direct. Exact. Practic, o vezi de depărtare și după aia o vezi cum se micșorează când pleci, când mergi, te mai uiți în spate din când în când, știi? Secțiunea Terra Saxonum da. A traseului trece prin Cătune, Sătești și orașul Sighișoara din secolul al XVII-lea, mai notează National Geographic. Foarte frumos în Sighișoara. Un sit al patrimoniului mondial UNESCO. În ai timp urcat ce... pe scările alea de la, să te duci sus la mănăstire, la biserică și la cimitir, în Sighișoara? La Sighișoara, da. Da, când eram mai tânăr. Când acum ar fi mai greu. Acum n-aș mai urc. Da. În timp ce secțiunea Terra Dacica șerpuiește printre podgorii și cetăți dacice, ce frumos. Recomandă publica. Câte cetăți dacice cuprinde patria noastră? Ar, nu știu. Dar și sunt. Una și bună. La un. Sunt două. Dava, sunt cu Dava. Da. Multe. Mă rog. Da. În rest, merită cercetat topul National Geographic. Antigua, Guatemala, pe primul loc. Iată. Pădurea Ocala din Florida. Da. Nu știu dacă Ocala de sau Osala... Bangkok, Thailanda am fost, e locul 3. Da. Eu zic că și dau în ele ăștia de la National Geographic, că nu mi se pare că Bangkok e chiar așa de locul 3 pe planeta asta. De vizitat? De vizitat, nu? Exotic. Prima dată, primele două, trei dăți e mișto, după care începi să te plictisești. Raja Ampat. Nu cunosc. Indonezia. Nu fuserăm. Guadalajara în Mexic. Avem piesă, ia vezi dacă ai în server Guadalajara, nu știu ce. Da, în topul ăsta, dacă te uiți, mișto că cineva a tradus. Deci știrea e peste tot în presa română. Așa. Și cineva a tradus greșit inițial știrea de la National Geographic și o mare parte a redacțiilor românești au preluat-o cu copy-paste. Deci pe locul 1, 2, 3, 6 este, sunt mănăstirile, și scrie presa română, mănăstirile cenobice, Italia. Și toate, adevărul, Antena 3, ProTV, Jurnalul, Libertatea, Click, știrile, Canal D, îi dau înainte cu mănăstirile cenobice din Italia. Ele sunt mănăstirile cenobitice, nu sunt cenobice. Dar cineva n-a știut cu cenobic și a... cenobitic. Și adevărul e că dacă vedeam da, asta... Da, cercetezi, nu ai curiozitatea? Că eu am avut curiozitatea când am văzut cenobic în Italia, zic, ce e mănăstire cenobică? Da. Este cenobitic, care este, înțeleg, o tradiție monahală caracterizată prin viața în comun a călugărilor. Și vine din grecește. Din... Băi, cenobiticilor la Coinos, munte. Comun și bios. Da. Deci asta este. Da. Vezi cum se copie, se ia cu copy-paste în presă. Băi, pe vremuri era rușine să faci așa ceva. Acum înțeleg că nu mai e. Acum
Merge treaba, Ana. Da. Oamenii nu mai au curiozități. Ce să facem? Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.